că acest spectacol al ansamblurilor care au fost aici astăzi, chiar dacă a fost foarte mult soare, dumneavoastră v-ați putut bucura de aceste momente frumoase pregătite special pentru dumneavoastră de Ziua Comunii. Aș vrea să vă spun că alături de angajații primăriei și consilierii locali, astăzi avem niște oameni importanți pentru noi, deoarece sunt veniți de departe. Este vorba de domnul primar Cojocaru Constantin, din primarul Edinețului din Republica Moldova. Poftiți pe aici, domnul primar. Îl invităm pe scenă, în aplauzele dumneavoastră, bine ați venit la noi. Avem pe domnul Eugeniu Mohoreanu, reprezentantul guvernului din Republica Moldova pe zona Edineț. Și bineînțeles pe domnul subprefect al județului Bacău, domnul Jitaru Narcis. Aplauze și bine ați venit. Domnul dr. Ruzanovski Victor, chirurg la Edineț și mănăstirean de-al nostru, deci este consăteanul nostru, chiar dacă este chirurg la Edineț, și domnul dr. Rodion Bogdan, doctor stomatolog, implantolog, la fel, este un cetățean al nostru, al comunei, care a venit de departe, chiar dacă sunt în zona Edinețului, astăzi sunt alături de noi, în calitate și de mănăstire. Vă mulțumim că ați venit alături de noi, este domnul Ruzanovski, care este adoptat de Comuna Mănăstirea Cașin de foarte multă vreme, așa că nu poate să spună că e venetic, așa cum se spune la noi, este deja mănăstirea Gelbeget. Și o altă doamnă, Elena Pașcu, care este născută aici la noi și crescută pe paiurile Mănăstirii Cașinului, care au venit astăzi alături de noi. Domnul viceprimar, consilierii, vă rog să urcați și dumneavoastră pe scenă în aplauzele dumneavoastră și să sperăm că vă veți simți bine în seara asta alături de noi. Domnul primar, poate reușiți să ne spuneți două vorbe? Bună ziua, dragii mei! Suntem într-o delegație mai specială din Republica Moldova, reprezentăm partea de nord a Republicii Moldova. Sunt primarul municipiului Edineț, un municipiu înfrățit cu Oneștiu, cu Târgu Ocna, de aici, de lângă dumneavoastră. Nu vorbesc de alte municipii, Piatra Neamț, cu care suntem înfrățiți, Râmnic Sărat. Spune Nichita Stănescu, prin 86, că venit pe paiurile de dincolo de pot în Basarabia, este venit de acasă acasă. Noi suntem veniți de acasă acasă aici la dumneavoastră, mai concret al Lupești, la taică-l meu, al cărui copil îi zic eu adoptiv Constantin Ruzanovski, pentru că, în esență, el este cel care ne leagă de toate aceste locuri, el este cel ce ne leagă de România, pentru că el este, în esență, cel ce ne aduce pe noi încoace și România de aici, în Basarabia. Am urât țărână și izvor am urât, bănuita-i vreodată cât de mult te-am iubit. Te-am iubit pe tine, România, te-am iubit pe tine, județul Bacău, te-am iubit pe tine, Mănăstirea Cașin. Este ușor să vorbești de românitate într-un spațiu în care românul e la el acasă și este cu altceva să vorbești despre românitate într-o zonă în care etniile conlocuitoare doar la mine, în localitate, sunt 5 și niciuna majoritară. Am venit să aduc acel suflu basarabian de românism, basarabian prin delegația noastră aici la dumneavoastră și să vă spunem că noi suntem aceiași români ca și dumneavoastră, poate cu un alt tip de accent românesc, un accent mai conservat acolo în Basarabia, dar cu foarte multă dragoste de acasă, de România. Cu dragul când pentru dumneavoastră, pentru că recent fusesem la Slănic Moldova, iar doamna primar mi-a făcut o invitație mai specială, am fost la dumneavoastră la Mănăstirea Cașin, am gustat și palinca sau țuica de Mănăstirea Cașin și vreau să vă spun că e aceeași ca și la noi, ba chiar mai bună. Oamenii sunt aceiași români care sunt și dincolo. Pur și simplu am fost blestemați, probabil, de istorie. Spunea Grigore Vieru că pe mine, frate, cum să-ți spun? Pe mine m-a mințit la școală, că nu ești dușman, nu frate bun. Așa a fost în istorie, că ne-au spus-o la școală, ne-au spus-o în instituție, că românul de dincolo de Putin este un dușman. Au venit timpul când am dezghiocat, am descifrat istoria și am înțeles că nu e chiar așa. Românul este fratele, românul este sora, iar românul este mama. Am venit la mama acasă pentru că și noi suntem români.
cu drag pentru Mănăstirea Cașin, cu drag pentru județul Bacău, fraților Văibin. Da, mulțumesc, doamna primar, bună ziua, doamna primar, domnul prefect, stimați consilieri, dragi locuitori ai comunii Mănăstirea Cașin. Într-adevăr, cum după discursul domnului primar de Iedniță, e foarte greu ca noi să ducem altă discuție, fiindcă dumneavoastră, ca filolog, expune într-un scurt timp, dar foarte, într-un termen scurt, dar foarte multe cuvinte. Astăzi la dumneavoastră suntem prezenți nu într-o vizită de lucru, dar am venit la un eveniment tot frumos aici, în localitatea dumneavoastră, dar pentru consăteanul nostru, Constantin Rusanovski, după cum, și vă mulțumim pentru faptul, doamnă primar, pentru invitație, neștiind că este sărbătoarea aici la dumneavoastră, sărbătoarea comunii. Vrem să vă aducem cele mai sincere și călduroase felicitări. Vă rog mult sănătate! Și ca reprezentantul guvernului, cum a prezentat doamna primar, vreau să vă spun una, că la orice întrunire, la orice seminar care se plec la noi în Basarabia, hai spunem acolo, Guvernul Republicii Moldova de fiecare dată accentuează și marchează faptul că pilonul de bază și de susținere pentru Republica Moldova este România pentru integrarea europeană. Și pentru asta ne exprimăm recunoștință și apreciere pentru statul român. Și vreau să vă spun încă una, suntem, da, două state, dar suntem o țară. Vă mulțumim pentru tot, la mulți ani și numai bine. Emoționant, emoționant, bine ați venit acasă. Domnul subprefect Jitaru. Să vorbească cineva și din la nivel de Bacău. Doamnă primar, stimate oficialități din Republica Moldova, dragi consilieri locali, consilieri județeni, dragi mănăstireni, bine v-am găsit acasă pe o zi așa de frumoasă și călduroasă de altfel. Dragă doamnă primar, mulțumim foarte mult pentru invitație și vă felicităm pentru ceea ce ați organizat deja pentru a doua ediție în această frumoasă comună. Meritați cu toții să vă simțiți bine, să vă distrați, pentru că este ziua comunii. De fapt, sunt zilele comunii. Am participat ieri la un eveniment deosebit, când e bine să amintim pentru toată lumea. Doamna primar a încercat să scoată în evidență că aveți, dumneavoastră, cam și mănăstireni, aveți oameni deosebiți aici, în comună. Ieri, doamna primar, alături de Consiliul Local, a înmânat titlul de cetățean de onoare unor două personalități extrem de importante pentru comună și pentru dumneavoastră. Părintului Protopop Bărgoanu, care este aici, este de-al dumneavoastră și face lucruri excepționale, și ultimului veteran de război de 98 de ani, care încă mai trăiește, și ne bucurăm de acest lucru pentru că este o dovadă vie a trecutului tumultos al țării noastre și nu numai. Și e domnul Ioniță Neculaic, dumneavoastră știți mai bine decât noi cei din afara comunei. Pentru acest lucru o felicităm împreună pe doamna primar pentru că a avut această inițiativă și împreună cu evenimentul de ieri a continuat și astăzi și va continua și mâine, ca dumneavoastră să simțiți că pe lângă greutățile de acasă aveți și parte de astfel de evenimente frumoase. Vă felicit împreună, o felicit încă o dată pe doamna primar pentru curajul de a face astfel de evenimente în timpuri atât de grele și încă o dată vă meritați primarul și doamna primar, vă meritați consătenii. Felicitări tuturor și distracție plăcută! Mulțumim și domnul Rusanovski, pentru că ieri era în programul de la Căminul Cultural, astăzi îmi iau revanșa și vă dau cuvântul. Stimată doamnă primar, vă mulțumesc, vă felicit pentru ce faceți pentru neamul românesc și pentru Mănăstirea Cașin. Toată stima și considerație pentru consăteni, eu mă numesc și îmi place să fiu consătean cu dumneavoastră, deși numai de 22 de ani. M-am rătăcit pe aici, dar așa a fost soarta, iar astăzi am plăcerea deosebită, bucuria mare de tot, încât să am alături de mine la sărbătoarea noastră și rudbedeniile, neamurile sufletului meu din Basarabia, adică locul nașterii mele. Și țin să vă spun ce n-am putut spune ieri. Un strămoș al meu, pe nume Rusanovski, la 1650, a trecut pe aceste drumuri, adică mergând de la cetatea domnească la Gheorghe Ștefan spre Covurlui, spre ținutul Covurlui, unde avea de rezolvat o problemă funciară. Îl chema ca și pe mine. Sunt mândru, deși de atunci sunt aproape 400 de ani. Și vreau să vă mai spun că localitatea dumneavoastră, localitatea în care trăiesc și eu, și o spun cu mare plăcere și cu mare satisfacție,
este cea care a primit numele și a tras obârșia, comunitatea care suntem noi astăzi, de la această mănăstire ctitorită de Gheorghe Ștefan, domnitor al Moldovei, al 80-lea domnitor al neamului românesc, din cei 141 de domnitori pe care i-a avut Moldova de la primul descălecat, de la Bogdan I până la Alexandru Ioan Cuza, ctitorul celor unirii, dar să știți că ultimul domnitor n-a fost Alexandru Ioan Cuza, ultimul domnitor a fost Carol I, care de-abia la 1881 s-a numit rege, dar până atunci era voivod. Deci istoria buclucașă și nevoiașă a neamului românesc s-a desfășurat atât de greu, dar noi am existat, am rămas datorită credinței și datorită acestei mănăstiri, în jurul căreia noi, voi, dumneavoastră, strămoșii voștri și ai noștri, s-au adunat și au ctitorit acest ținut mirific pentru neamul românesc și pentru asta vă doresc sănătate și voie bună. Iar prietenilor mei, rubedenilor mei, consătenilor mei din Basarabia, stimă și considerație și mă mândresc cu ei pentru că astăzi au venit aici să ne vadă, să vă vadă, să petreacă, să se simtă și ei români ca noi toți. Și nu uitați, Basarabia, nordul Bucovinei, Ținutul Herța, pământ românesc. Voi cei tineri, munciți, luptați, să-l aduceți acasă! Trăiască neamul românesc! Trăiască neamul românesc! Istoria se repetă, dacă acum câteva sute de ani familia Rusanovski trecea pe aceste meleaguri, iată din nou familia Rusanovski trece, își scrie istoria pe meleagurile noastre. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi aici. Și vă urez distracție plăcută. Vă rog să vă simțiți bine. Urmează artiști care sigur vă va unge la suflet. Distracție plăcută. Mulțumim domnului primar și invitațiilor domnului sale.